Ploaia abundentă a făcut prăpăd în satul Băhrinești, raionul Florești. Zeci de grădini au fost acoperite de noroi, iar 6 gospodării au fost inundate. Mai mult, 2 drumuri au fost luate de ape. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Doar câteva minute, gospodăria Cristinei Moșneguță a fost inundată, iar șuvoaiele i-au intrat în casă. Femeia, care are 3 copii, era acasă doar cu fetița de 2 ani. Ploaie mare, dar era până la genunchi, a fost în afară și nu putem ieși. Părintele, tata, am sunat și a venit și ne-a scos din casă. Și fata s-a speriat. Da, răcnete, Doamne, ferește. Nu putem ieși afară să ies nici cu dânsa să mă duc, dar apa era mare, o gradă tare. Cu casa inundată s-a trezit și Natalia Zghibarța. Așa ceva eu n-am văzut. Eu sunt pensionară de 69 de ani, locuiesc aici din 63. Și așa, în prăpastică, cum a fost ieri, n-am văzut. Femeia este în culmea disperării și spune că nu știe ce să facă. Găinilor necat, că s-a suit în coștereață sus acolo, am zis și găinuți. S-a suit în coștereață și au scăpat țărașele. Eu că am 40 de ani de când să ieșim o gradă asta, cum să spun, noi așa ceva n-am văzut. Foarte puternic, foarte, vine așa fără... Asta a fost în 10-15 minute tot asta s-a întâmplat. Și alți localnici au avut de suferit din cauza stihiei. În bieci apa era așa, la gărbine. Să zic urma borcani, eu care mai deșert, chiar podul sus, smulci în mâl, am scotem mâlul, ia că vedeți ce scoate acolo. De la ora 8 de îmbătaie trăsărit. Parcă nu a fost până am așa inundații puternice, ei mai mâle o leacă prin grădini, o leacă așa, dar așa că inundații așa de puternice și de mult tare nu a fost. Era apă aici, prăpădenie era și aici, era apă până mai sus așa de genunchi era. Țărn, două țărni, al doilea rază și anul trecut tot s-a întâmplat așa. Nu știu ce să facem și cu Dumnezeu n-a să ne punem. Din cauza precipitațiilor a căzut și o bucată din tavanul casei de cultură din localitate. Pagubele sunt estimate la aproximativ 50.000 de lei. Ploile abundente care a fost rapidă, cred că n-a dovedit ca să-și facă scurgerea. Și acoperimentul cred că își face festa la așa ceva. Și a căzut tavanul, partea cealaltă ați văzut că s-a răzmuiat tavanul și deci trebuie de reparat. Primarul localității spune că bugetul nu are suficiente fonduri. Azi noi adunat și am format comisia extraordinară care deja mergem cu acte de constatare la fața locului ce și o pagubile au adus această ploaie abundentă. Pagubile este peste 150.000. Noi cred că să mergem către Comisia Excepțională a Raionului Florești, care să cerem totuși adică ajutorul dumnealor, care să ne aloce o sursă de bani care să reparăm și să renovăm aceste drumuri care au fost deteriorate. Angajații GSU au fost solicitați și în localitatea Prajila din același raion. Ploaia a făcut ravagii și în câteva localități din raionul Edineț. O porțiune mare de cale ferată din satul Brătușeni a fost blocată de noroi. Și în localitatea Hincăuți, salvatorii au intervenit pentru a scoate apa dintr-o gospodărie. Meteorologii promit ploi în toată țara și joi. IGSU atenționează deținătorii bazinelor acvatice să verifice starea digurilor și barajelor de protecție.